Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Europa FM, 7:36. Nici n-a început bine școala. Pe 5 septembrie, că de săptămâna viitoare iar vacanță, spre bucuria celor mici, celor mari, pentru că, uite, până acum doar cei mici, clasele primare, intrau în vacanță în perioada asta. Acum s-au uniformizat. Timp de săptămână, dar conform noi structuri, au dispărut multe lucruri, au apărut altele. Vacanța e pentru toată lumea. Vacanță pentru toată lumea, începând de luni. Ce faci cu băieții de luni? Băieții începând de luni vor sta acasă frumos. Nu le-ai organizat nimic? Băi, pică foarte prost vacanța asta, pentru că e octombrie. Așa. E, în cazul nostru nu putem să ne luăm concediu, dar și pentru ceilalți oameni e destul de frustrant să ții o săptămână de concediu din cele 5 legale într-un an, în octombrie, când sunt premize de vreme rea, nu prea unde să te duci, chiar așa, adică suntem curioși. Bine, aveți... anul ăsta vremea e frumoasă, teoretic ai putea să mai faci un munte, la mare nu e greu prea să faci prietenos. Planuri din scurt, dar asta vrem să... Și mai e un lucru, toate lucrurile astea costă. Da, costă bani. Cumva. Mai ales că acum s-au și scumpit toate vacanțele, dar fiind acum o perioadă mai în afara sezonului, să zici că mai găsești bilete de avion ceva mai ieftine, dar repede, trebuie să faci planurile din timp, să ții concediu. Și asta suntem curioși să aflăm. V-ați făcut planuri? Vă duceți pe undeva cu copiii săptămâna viitoare? Copiii sigur sunt fericiți că au vacanță, dar vrem să vă întrebăm și pe voi copii, dacă vreți să intrați în dimineața asta la radio, să ne spuneți ce planuri aveți pentru săptămâna viitoare. De exemplu, fiul meu la mare e fiert că se duce la film cu colegii, au o acțiune de asta mare, de merg toată clasa sau vorbit ei între ei, nu cu dirigintă sau ceva, știi? Uh-huh. Gașcă se duc la mall să vadă un bine, film. Bine, e clasa A7 deja. E clasa A7, da. Ăla mic Radu, săracul, ăla e mai suferind, nu prea are ce să fac, o să meargă într-o excursie cu... Asta e vacanța, mâine și la e vacanță bună și pentru trafic, uite, spune cineva, spre bucuria șoferilor și traficul săptămâna viitoare va fi ceva mai bun. Teoretic, da. 0372069599, vă așteptăm să ne sunați, să ne spuneți ce planuri v-ați făcut pentru săptămâna de... pentru vacanța de săptămâna viitoare, sau mesaje la 0728 3D1 3D2. Unde vă duceți? Ce aveți de gând să faceți? Cât ce mai costă cu cei mici? O vacanță în octombrie? Da, sau cei mici să ne sună, să ne spună ce planuri au, că sigur au ei vreun plan. Tablete, asta, jocuri, rețele și așa mai departe, cu siguranță s-au gândit la ceva. Vă așteptăm. Și 8 de minute, vă întrebam mai devreme ce faceți săptămâna viitoare în vacanța copiilor. Noi ne plângeam că nu prea avem pe unde să plecăm, nici nu putem să plecăm din deșteptarea. Dacă trebuie să vă ținem de urât pe drum, o să fie țara plină, am aflat între timp. Exact, înțeleg că toată lumea pleacă. Se pleacă în vacanță masiv în țară, e o bună oportunitate și pentru turoperatorii auzi, cei din Horeca de la noi, dar și pentru turoperatori, fiindcă avem și foarte mulți ascultători care și-au făcut planuri din timp și pleacă peste hotare. Hai să vedem ce fac cei mici. Uite, David are 10 ani. Bună dimineața, David! Ia, salut, David! Bună dimineața! Ce faci, măi, David, tu în vacanță de luni încolo? Eu plec de vineri la Palatul Versailles în Paris. Adică de mâine pleci, așa? Da. Duminică mă duc la Turnul Eiffel și la alte muzee. Da. Și nu, sâmbătă. Și de duminică până marți stau la Disney. La Disneyland. Mamă, ce vacanță, că dacă ajungi acolo. Ce vacanță frumoasă ți-au făcut și aici programul făcut pe zile, adică se vede că cine face programul, mami sau tati? Mama se ocupă să-l pună pe hârtie, nu? David, să te bucuri de toate experiențele astea. Ai mai fost într-un parc de distracții până acum, de ăsta mare, așa? Da, dar nu la Disneyland. Nu la Disneyland. Nu-ți fie teamă de roller coaster-le alea de la Disneyland, că nu e niciunul desperiat. Da? Să te dai în ele, o să-ți placă. Zise Luca, el nu s-a urcat în niciunul. Mie mi-e frică, dar odată ce apuci să te dai, după aia te-ai da în continuu. David, vacanță plăcută. Ioana are 13 ani și sunt curios ce planuri are și ea. Bună dimineața, Ioana. Bună, Ioana. Bună ziua. Bună, ia zi-ne, ce plan ai pentru săptămâna viitoare? Păi, mâine, imediat după ce se termină școala, voi pleca la Sibiu, la râul satului. Da. Unde ne vom caza lângă, într-o cabană de lângă munte și vom urca în munții cindrel. Te duci cu familia? Te duci cu mai mulți prieteni? Mă duc
cu familia și cu mai mulți prieteni de familie. Mm-hmm. Foarte frumos. Deci o să fiți o gașcă mai mare. Am avut și vom merge și cu bicicletele săptămâna viitoare într-o tură pe munți, ca să ne bucurăm de culorile toamnei. A, ce frumos. Sună foarte, foarte frumos, și Ioana. Și care mă gândeam că, uite, o să ne sune David și Ioana și o să ne zică ceva de că stăm pe Roblox sau chestii da, de da, unde? Acolo ei pleacă pe munte. Nu, dar am aflat cu surprindere că se merge masiv prin țară. Uite, avem și mesaje și se merge în găști. Asta e, că sunt multe mesaje de la oameni care spun că pleacă cu gașcă mare de prieteni. Uite, cineva zice că Cristi din Brașov, că o să meargă 4 zile în zona Buzău, Vrancea, Bacău, Harghita. Avem cel puțin 4 pescari care ne anunță că pleacă în delta Dunării la pescuit. Băi, aveți grijă, dați-le un băț și copiilor, că e vacanța copiilor. Până la urmă, nu fiți vagabonzi, că domne, mergem. Uite, tati, în vacanță, tati, dă puțin aici la pește. Anca, bună dimineața! Bună, Anca! Bună dimineața! Noi plecăm la Europa Park cu 2 copii de 13 ani și 16 ani. Doamne, foarte, cât te invidiez! De ce? Ai fost deja acolo? De nenumărate ori. Este am fost extraordinar de frumos. Am înțeles. Noi am bifat cam toate parcurile distracții din Europa. Acesta era ultimul care trebuia să-l facem în perioada pandemiei și l-am mutat acum. Dar chiar dacă n-am plecat din țară, vacanța asta este binevenită. Sunt atâtea excursii și atâtea tabere în care poți trimite copii în perioada asta, încât cu siguranță nu s-ar fi plictisit în București. Auzi, dar te interesa pentru occidentalie vacanța? Acum nu cred că e nicio vacanță, nu? Nu, nu este. Asta este să fie liber în parc. Apart în perioada asta petrecerea de Halloween. Lasă, că e în weekend. Dar nu este vacanță. Ăsta e momentul... Nu este vacanță la ei, ar trebui să fie momentul bun și vremea se anunță bună, cam 20 de grade cu plus, ceea ce ar fi super pentru Germania în perioada asta. Bine, când vă dați în Blue Fire să vă gândiți și la mine, Anca, mulțumesc tare mult. E cel mai mare beneficiu, știi, când îți iei asta ni se întâmplă nouă când avem vacanța de Paște în aprilie, îmi place cel mai mult să merg atunci când nu pică cu Paștele Catolic, nu se suprapun. Păi da, dar vezi că... E liber peste tot, adică suntem numai noi ortodoxi în vacanță. La ultima vacanță de genul ăsta au avut și ei cu o săptămână înainte și noi ne-am luat puțin decalat. Da, da, prima da. Săptămână da. A coincis cu a lor. Da. Și n-a fost taman. Bine, Alex, bună dimineața! Bună dimineața! Voi ce planuri aveți? În Constanța, toamna, mare, ceva superb. Batalizeu, cam tare acolo, bănesc că plecați undeva sau rămâneți la mare? Păi mă aflu în fața serviciului rutier unde trebuie să-mi predau permisul pentru 60 de zile. Ieri am aflat că cel mai bun prieten al meu pleacă în Egipt de luni. Mm-hmm. Cum aveți bune? Da, ce să zic, ai avut ne o perioadă fastă pentru tine. Apropo de Egipt, uite, ne-a scris cineva că sunt foarte scumpe vacanțele în Egipt săptămâna viitoare, adică s-au prins operatorii și-au scumpit, a zis că sunt cu aproximativ 30% mai mari decât în restul timpului. Un sejur în Egipt săptămâna viitoare e 3500 de euro față de orice altă săptămână din an în care costă aproximativ 2200, ne scrie cineva. Iar apropo de parcuri de distracții, ne-a scris un ascultător din Austria care spune că va merge cu copiii la PortAventura. Deși nu... Asta e în Spania. E în Spania, dar n-am prins-o pe asta. Înseamnă că o fi vacanță și în Austria sau el e din Austria, dar copiii sunt aici, nu știu. Egal, ce e interesant că legat de zilele de vacanță, spune că acolo în Austria se pot recupera orele în plus prestate și au 30 de zile de concediu legal pe an, la care se mai pot adăuga 10-15 zile din recuperări. Deci poți să muncești în plus și să-ți iei ceva vacanță. E vacanță în Austria, ne spune cineva, la fel cum și în Olanda și în Marea Britanie. E vacanța săptămâna viitoare, deci așa că s-ar putea să vă întâlniți cu multă lume pe acolo. Dar îmi pare rău că vă stric modul, dar pe lângă toate aceste mesaje ale oamenilor care merg în vacanță, avem și de la mesaje de la oameni care ne spun, uite, de unde bani de vacanță din două salarii minime pe economie, e greu să plătim cheltuielile, dar apoi să mai mergem și în vacanță. În țara asta, marea majoritate nu ne permitem vacanțe. Mulțumim pentru telefoane și pentru mesaj. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.